președinte al organizației Dâmbovița, domnul senator Guran. Da, da. Avem prefectul aici, îl cunoaște pe domnul prefect. Așa e conducerea partidului aici, vrem să schimbăm lucrurile puțin, domnul să sprijinim. Domnul primar de la Titu, care ne sprijină cu gazele, să introducem gazele în comuna Braniște. Eu vă spun, singura soluție să fie gaze aici, Mihai. Și are sprijinul, o să aducem și guvernul aici, aducem pe toți, să facem treabă, să mișcăm lucrurile, că altfel numai povești sunt. Dar din tâi să-l punem primar. Asta cu ajutorul noastră, a familiei, cu toată lumea. Bineînțeles că cu al nostru, da. Da? Haide să orice face treaba. Și în casă, dacă stai un părinte, trebuie respectat de... Corect. Așa este. Este? Așa este. Da, da. Eu așa zic. Hai. Să fii sănătos, mă. Mulțumim, să rămână sănătate. Da. Este un băiat tânăr care a demonstrat că poate să facă singur în viață, fără să fie sprijinit de stat sau ceea ce se întâmplă în ultimul timp. Vedem tot felul de oameni care vor să ajungă în funcții, dar n-au fost în stare să demonstreze că pot să facă ceva. A reușit în viață, a reușit pentru el, sunt convins că poate să reușească și pentru comună. Este un câștig pentru comuna Braniștea. Mihai este un bun gospodar, are sprijinul nostru, are sprijinul guvernului, suntem lângă el cu proiectele rămase în urmă. Este o comună care ar trebui să se dezvolte, dar din păcate a rămas în urmă cu canalizarea, cu gazul. Suntem alături de el, îl sprijinim și o să demonstrăm că se poate și în Braniștea. Sunt convins că Mihai va avea un rezultat foarte bun și că va putea să conducă mult timp de acum înainte comuna Braniștea. Pe Mihai Vișinescu îl cunosc de mulți ani, probabil în jur de 15 ani. Îl cunosc ca un tânăr foarte serios. Este un antreprenor de succes în această zonă. Este un om care business-ul și l-a făcut fără să se intersecteze cu statul. Este un tânăr care cu siguranță va putea să aducă bunăstare și va putea să facă investiții în localitatea Braniște. Sunt lângă el și cu siguranță va câștiga alegerile în localitatea Braniște. Vreau să vă spun că Mihai Vișinescu este alături de Partidul Național Liberal de foarte mult timp. În același timp, a făcut dovada că este un om extrem de competent în ceea ce face în privat. Activitatea lui profesională este la vârf și acest lucru ne-a convins că putem să-i dăm toată încrederea să-l susținem pentru a ocupa funcția de primar în comuna Braniște. Părerea noastră este că Mihai Vișinescu este o soluție foarte bună la acest moment pentru această comună. Vrem să eliminăm din această localitate, această succesiune care și-o doresc cei de la Partidul Social Democrat, adică pleacă tata, vine fiul, să instalăm o dinastie aici în localitatea Braniștea, lucru pe care, repet, nu dorim să-l lăsăm să se înfăptuiască. Și ce putem să facem pentru toată această poveste? Decât să mergem să stăm de vorbă cu lumea, este lucru care se întâmplă astăzi, mergem alături de Mihai Vișinescu și îl susținem cu toată convingerea și cu toate puterile noastre. Mihai are în spate un partid puternic, partidul principal de guvernământ în România în acest moment, Partidul Național Liberal, și are toate motivele să fie optimist că va dobândi victoria la alegerile din 27 iunie. Cetățenii din comuna Braniștea trebuie să realizeze faptul că numai cu Mihai Vișinescu vor reuși să finalizeze niște proiecte atât de necesare pentru dezvoltarea acestei comune, o comună care este foarte apropiată ca și distanță geografică de capitala țării și care merită să capete o anvergură de comună europeană. Prin el noi reprezentăm guvernul și guvernul al nostru. E el, o rezolvăm. Nu e el, să o rezolve alții, că nu e atribuțiunea noastră. Așteptăm. Bine, Doamne ajută, sănătate. Doamne vorbuliți și cu noi. Ce așteptări aveți de la primarul care o să vină aici în mine? Așteptările pe care le avem de la Revoluție încoace, respectiv canalizare, gaze. Credeți că Mihai Vișinescu este potrivit pentru postul de primar? Să sperăm.
să fie mai bine, mai respectos. Uite, eu am un vecin aici care are niște pondă în fosta cu grădină și am adus primarul vechi. Dar a făcut mai nimic. Acum să fie alții mai cum să cade. Tânăr, care a făcut ceva în viață, după cum știți, îl cunoașteți, nu? Așa, îl susținem, îi susținem proiectele de aici, vrea să vină cu canalizarea, vrea să vină cu gazele și susținem proiectele de la guvern. Dacă e el. Așa să fie. Așa trebuie să fie. Avem un nou, cum să zice, nu știu să mai gaze, gaze, canalizare, tot ce trebuie ale comunii, da. Și îl susțineți pe Mihai Vișinescu? Da. Toată plăcere. Câteva cuvinte pentru el? E om bun, băiat tânăr, putere de muncă. Sănătate, și, să fie sănătos. Și să ducă în continuare eu, să preia. E potrivit pentru postul de primar în Braniștea? Este, că e tânăr. Da. Îl susținem. E potrivit pentru postul de primar în Braniștea? Consider că da. Că e tânăr, se vede și ce a făcut până acum, păi da, pentru dumnealui acolo. Se vede că e un gospodar destul de bun și așteptăm, bun ar fi gazele care ar trebui să ni se aducă mai... Să. Asta e una dintre problemele comune. Una dintre probleme. Că păi în rest noi suntem foarte încrezători. Sunt de la învățământ. Am venit să vă întrebăm ceva. Nu seamănă cu viitorul primar din... Seamănă, seamănă, îl cunoaștem, da? Foarte bine. Haideți să aveți de data asta. Încrederea că venim. Haideți la că bot. De data asta trebuie, da, să schimbăm. Adică eu zic că nu trebuie, da, să lăsăm moștenire la, da, copil, da, de pe unul pe altul, nu? Ce așteptări aveți de la noul primar care o să vină în plan? Ce așteptări avem? Avem multe așteptări. Cum ar fi? Cum ar fi gazele. Și să mai îmbunătățească așa comuna, să îi dea un alt aspect. E omul potrivit, domnul Mihai Vișinescu, pentru postul de primar? Sperăm că da. Sperăm că da. Îl susțineți pe Mihai Vișinescu? Da. Cu toată încrederea. Ce așteptări aveți de la noul primar care o să vină aici în Braniște? Ce așteptări? Păi să facă tot ce trebuie. Ce v-ar bucura pe dumneavoastră să facă? Mie, de acum încolo, bucuria mea nu mai e, că eu mâine, poi mâine plec în partea ilaltă. Dar cei care rămân acum, uite, copiii ăștia, trebuie să aibă tot ce le trebuie. Eu fac parte din Titu, adică de la orașul Titu, cu domnul primar Traian Nicolae și sunt mulțumit. Chiar sunt mulțumit. Dacă îi urmează exemplu... Așteptăm să vă vedem. Da. Domnul primar de la Titu care ne spune, da, să introducem gazele. Vă scuzați, am urmat în cazul ăsta. Vedeți că și cățelul, când a văzut că suntem de la PNL, nu mai la tine. Mai curat și pe tine. Și pe domnul catalan îl cunosc. Da, domnul catalan e prima mâna noastră dreaptă. Domnul primar de la Titu. Asta e un lucru bun. Dumnezeu baftă noroc în alegeri, să nu fie numai promisiuni, că promisiuni nu mai. Aici ați văzut că sunt numai promisiuni, da? Acum v-a promis că, acum v-a promis că vi-l aduce pe băiatul lui, lasă moștenire tot. Da. A ținut cu regele, așa, când a ținut cu regele când au venit în țară? Da, l-a simpatizat pe rege, bănuiesc, nu? Toată lumea l-a simpatizat. E, acolo merge să lași din tată în fiu, dar aici la alegeri la primar nu merge din tată. Nu, cum se întâmplă, nu merge, că nu dă bine. Haideți cu Mihai, e tânăr, a făcut ceva în viață, are sprijinul nostru, e guvernul lui, în momentul de față, noi suntem acolo să sprijinim pentru proiecte. Dacă nu o să fie el, e mai greu, credeți-mă, să fie. Să fie. Așa că, haideți să vedeți că lucrurile se mișcă.